cei ce iubesc pe Domnul și așteaptă revenirea Lui, aș vrea să spun în dimineața aceasta încă o dată, preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Dragii mei, în dimineața aceasta suntem partași la o lucrare sfântă. Ne-a chemat Domnul în dimineața aceasta să pășim încă o dată pragul casei de rugăciune, să fim partași la această lucrare minunată, numită câteodată Cina Domnului, câteodată împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului. De-a lungul anilor, de când m-am întors la pocăință, așa ca și cei mai mulți dintre dumneavoastră, am avut oportunitatea binecuvântată să particip la această lucrare, câteodată ca și ascultător, stând în bancă, și câteodată ca slujitor al Domnului, oficiind această lucrare. În aceste împrejurări am avut oportunitatea să ascult ce mă învață, ce îmi spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la această lucrare. Am auzit de-a lungul anilor predici în care predicatorii ne-au explicat ce semnificație are lucrarea aceasta, ce semnificație are azima peste care cerem binecuvântare și care se frânge și din care fiecare luăm câte o bucată. Am avut ocazia să aud ce înseamnă rodul viței din paharul peste care se cere binecuvântare, pahar care este apoi dus printre noi și este așezat în fața noastră. Am ascultat de-a lungul anilor în predici despre condițiile în care un credincios se poate împărtăși și mai ales am auzit de-a lungul anilor din predici și din Cuvântul lui Dumnezeu citit ce consecințe vin peste aceia care întind mâna și se împărtășesc în chip nevrednic. Am ascultat și mi s-a spus că în vederea împărtășirii cu trupul și sângele Domnului, noi suntem chemați să ne cercetăm, fiecare pe sine însuși, spune Apostolul Pavel. Am auzit atât de multe predici de-a lungul anilor care aveau legătură cu împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Dar am constatat că de prea puține ori ni se spune de ce trebuie să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Ce binecuvântări aduce lucrarea aceasta atunci când cu credință, în ascultare de Domnul, cu curăție de inimă, în urma unei cercetări personale, îngenunchem și cu fior în inimă ne împărtășim din trupul și sângele Domnului. Câteodată predicatorii mai spun că această lucrare, dacă este făcută după voia lui Dumnezeu și așa după cum ne învață Cuvântul, este un izvor de binecuvântări pentru noi. Și aș fi dorit să aud mai mult, să știu ce fel de binecuvântări se ascund din partea lui Dumnezeu în această lucrare pentru noi. Dimineața aceasta vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din Cartea Sfântă. Unele vor fi preluate din textul pe care l-am citit. 1 Corinteni, capitolul 10, am citit de aici 4 versete, iar altele pe care le voi împărtăși cu dumneavoastră vor izvorâ din alte pasaje, dar tot din Scriptură. Aș vrea să vă spun că binecuvântările care vin peste credinciosul care se împărtășește cu trupul și sângele Domnului după voia lui Dumnezeu, sunt multe, sunt deosebit de frumoase, dar noi n-ar trebui să ne gândim în mod expres la ce putem căpăta. Ar trebui să ne gândim în primul rând că această împărtășire a noastră este o declarație din partea noastră, o mărturisire că noi credem în jertfa Domnului Iisus, o declarație care trebuie făcută mereu de-a lungul anilor, cum că ne-am pus nădejdea că prin această jertfă Iisus ne-a răscumpărat și a făcut din noi fii ai Tatălui Ceresc, binecuvântat să fie Domnul. Ar trebui să înțelegem că prin această lucrare noi declarăm în același timp și nădejdea noastră într-o lume care este foarte puternic marcată de îngrijorare cu privire la evenimentele de viitor. Noi, copiii lui Dumnezeu, avem o nădejde sigură.
Și în alte împrejurări am spus că cel mai sigur lucru care ține de viitor este revenirea Domnului Iisus. Strategii politici fac tot felul de previziuni, economiștii fac planuri, politicienii fac promisiuni nenumărate și unele dintre ele se pot împlini, cele mai multe rămân doar pe hârtie. Dar cel mai sigur lucru care ține de viitor este revenirea Domnului Iisus. Că va vrea lumea aceasta sau că nu va vrea, de vor sta de-a curmezișul toate națiunile Pământului, de vor folosi toată tehnologia la care li s-a îngăduit să ajungă, nimeni nu va putea opri și nu va putea nici întârzia revenirea Domnului Iisus și încă o dată zic, slăvit să fie Domnul. Amin. Dragii mei, aș vrea să vă spun că prima binecuvântare majoră pe care am regăsit-o ca venind din cina Domnului pentru noi, este părtășia cu Domnul Iisus. Noi spunem câteodată că Domnul este prezent oriunde în universul acesta și bazați pe cuvintele Psalmului 139, putem afirma lucrul acesta, într-adevăr, prezența Domnului se face simțită în orice colț din universul acesta. Pe pământul acesta pe care ne putem mișca, pentru că deocamdată aici suntem doar pe pământul acesta, într-o parte sau într-alta, la est, la vest, la nord sau la sud. Pe pământul acesta prezența Domnului este văzută și simțită în fiecare loc. Și probabil că vă întrebați câteodată, de ce părtășia la cina Domnului este deosebită? Aș vrea să vă spun că Domnul a stat pe pământul acesta o vreme de aproximativ 33 de ani și jumătate. Poate un pic mai mult, poate un pic mai puțin, cifrele sunt relative și discutabile. Dar timp de aproximativ 3 ani și jumătate a stat în mijlocul ucenicilor săi. Ziua și noaptea, mai mult decât stăm noi cu copiii noștri, a stat Domnul cu ucenicii săi. Și a venit un moment în care Domnul a spus, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi. Oare n-au avut ei părtășie de-a lungul celor 3 ani și jumătate până când El a rostit aceste cuvinte? Ba da, zi de zi Domnul a fost în părtășie cu ei. Dar atunci când Domnul a rostit aceste cuvinte, s-a gândit la o părtășie specială, la o părtășie mai intimă. Și aș vrea să vă spun că Domnul este alături de noi atâta vreme cât noi suntem preocupați să rămânem în voia Lui. El este alături de noi când mergem în călătorii mai lungi sau mai scurte. Este alături de noi dimineața când mergem la serviciu și după masă când ne întoarcem. Este alături de noi când facem un lucru sau altul. Dar, dincolo de toate, aș vrea să vă spun, rămâne în picioare această afirmație. La cina Domnului, noi suntem într-o părtășie foarte intimă cu Domnul atunci când ne împărtășim într-o stare după voia Lui. Faptul că noi începem părtășiile noastre în casa Lui Dumnezeu cu rugăciune, faptul că cineva de la învonul bisericii numește pe vreun frate sau pe vreo soră să se roage, să ceară prezența Domnului în mijlocul nostru, nu înseamnă că până în momentul acela nu ne-am bucurat de părtășie cu Domnul. El a fost cu noi. Mai mult decât noi reușim să înțelegem, să realizăm, să simțim, El este prezent cu noi și nu ne lasă niciodată, slăvit să fie Domnul. Dar încă o dată vin și spun că pentru a treia oară în dimineața aceasta, cina Domnului reprezintă un alt nivel, mai înalt sau, dacă vreți, mai profund al relației noastre cu El, al părtășii noastre cu Domnul, al identificării noastre cu El. Ne facem una cu El în suferințele, în moartea și în învierea Lui, slăvit să fie Domnul. Amin. Lucrul acesta l-a explicat foarte limpede Pavel aici, când a scris fraților din biserica din Corint, din mijlocul cărora plecase de câțiva ani. Paharul binecuvântat, pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Și la întrebarea aceasta, răspunsul era, ba da, așa este. Și Pavel continuă, pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Și din nou răspunsul este acesta, ba da, așa este.
Atunci când întindem mâna și ne împărtășim din paharul binecuvântat, când întindem mâna și ne împărtășim din azima care se frânge și peste care a fost cerută binecuvântare, noi, mai întâi de toate, suntem în părtășie cu Domnul. Și, dragii mei, dați-mi voie să vă spun că părtășia aceasta este o părtășie care ne onorează. Este un privilegiu pentru noi. Și când mă gândesc la aspectul acesta, mă frământă mult o întrebare. Cum se face că noi prețuim așa de puțin un privilegiu atât de mare? Dacă ai avea posibilitatea să-ți faci o fotografie, mai știu eu, cu șeful statului. Dacă ai avea posibilitatea să-ți faci o fotografie cu un sportiv de performanță, cu un actor renumit care a fost premiat cu nu știu câte Oscaruri, o cât de mare grijă am avea să ajungem la timp, să fim îmbrăcați cum se cuvine, să prezentăm cea mai bună imagine a noastră. Dar dați-mi voie să vă spun că mai presus de guvernele lumii, de politicieni, de conducători, de staruri, de un fel sau de altul, dintr-un domeniu sau dintr-altul, avem oportunitatea să stăm în părtășie cu Cel ce este Stăpânul Universului, glorie Lui. Și s-ar cuveni în vederea acestui fapt, dragii mei, să ne fie inima plină de emoție, plină de bucurie, să ne considerăm mult binecuvântați pentru faptul că avem oportunitatea aceasta să stăm în părtășie cu Cel ce este Sfânt, glorie Lui. Însă, aș vrea să vă spun că această părtășie cu Domnul este una exclusivistă. Pentru că în partea care urmează, partea pe care noi n-am mai citit-o, dar pe care dumneavoastră o cunoașteți, stă scris, Pavel zicea, nu puteți să beți și paharul închinat idolilor și să beți și paharul Domnului. În momentul în care ați decis să prețuiți părtășia aceasta cu Domnul, va trebui inevitabil, nu se poate altfel, va trebui toate celelalte părtășii să le lăsați deoparte. De fapt, pasajul pe care l-am citit în dimineața aceasta, chiar așa și începea. De aceea, preiubiții mei, frați, aș adăuga eu, fugiți de închinarea la idoli. În pasajul de mai înainte, Apostolul Pavel făcuse referire la câteva din experiențele nefericite din istoria poporului evreu. Din perioada aceea, de 40 de ani, cuprinsă între ieșirea din Egipt și intrarea lor în Canaan. Și sunt menționate acolo 5 lucruri care au făcut pe cei mai mulți din poporul lui Dumnezeu să nu mai ajungă niciodată în Canaan, deși de ieșit din Egipt au ieșit, au avut parte de aceleași făgăduințe, au avut parte de aceeași hrană pe care Dumnezeu cu credincioșie le-a oferit-o zi de zi, 6 zile din săptămână. Au avut parte de aceeași purtare de grijă și totuși, din cei care au ieșit ca și adulți din Egipt, au intrat doar 2 în țara făgăduinței. Și Pavel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, menționase acolo 5 lucruri care au făcut, aș spune eu, care au făcut prăpăd în poporul acela, chemat să fie poporul lui Dumnezeu. Și Pavel vine și spune, de aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. E adevărat că în vremea de astăzi, oamenii nu mai au în casele lor, așa cum aveau în trecut, altare, închinate zeilor păgâni, statui, mai știu eu. Dar la fel de adevărat este faptul că în ziua de astăzi, mulți oameni își poartă idolii în inimă. Și idolul poate să fie orice lucru sau orice ființă care, în viața mea, în viața ta, ocupă locul pe care îl merită doar Dumnezeu. Dar din neveghere, locul acela ajunge să fie ocupat de altcineva. Pentru unii oameni din ziua de astăzi, idolul poate să fie copilul. Spuneam în o altă împrejurare la Kitchener, cu mulți ani în urmă, idolul poate să fie copilul, pe care tu ar trebui să-l musti când face prostii, dar pentru că e al tău și cineva a zis că-ți seamănă, n-ai curajul să-l musti. Lasă că se pocăiește el singur. Dacă în grădina ta vor crește vreodată roșii de calitate, ele singure, să nu fi lucrat nimic acolo, șanse sunt încă mai puține ca din copilul acela nemustrat să iasă un sfânt al lui Dumnezeu.
De aceea trebuie să aveți grijă la aspectul acesta, dragii mei. Idol poate să fie sportivul acela pe care vrei să-l vezi cu orice preț. Soția ta să te roage să o ajuți. Chiuveta gemene câte farfurii s-au adunat acolo, stă și într-o parte un pic. Și zice, Ioane, ajută-mă și pe mine să spăl farfurile astea, că uite, nu mai văd capul de treabă. Și tu nu poți, că tocmai atunci joacă unul sau altul. Și eu nu o să pronunț de la amvonul acesta, de la microfonul acesta, în nume de sportiv, că le știți deja mai multe decât mine. Idol poate să fie persoana aceea care nu are nimic în comun cu Dumnezeu, cu Biblia, cu Evlavia și Sfințenia, dar căreia îi dai like și abia aștept să vezi ce mai postează pe acolo, pe rețelele de socializare. Sunt atât de multe lucruri care își fac loc în viața noastră și pe care Biblia și Dumnezeu le poate considera, le consideră idoli. Și noi spunem că nu e chiar așa de păcat. Eu uiți la cutare persoană, o femeie, mai știu eu, care este în vogă și dai un like, a mai pus și a trei poze, nu-i nici artistă, nu-i nici sportivă, nu-i nimica, dar ai dat un like pentru că arată nu știu cum. Frații mei, n-aveți idee câte ravagii fac lucrurile acestea în poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită și platină din cap cu mâhnire, pentru că ar vrea ca inima noastră să fie dedicată Lui, admirația noastră să fie îndreptată către El, mulțumirea noastră să fie adusă Lui, recunoștința noastră să fie exprimată spre El. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi aș vrea să vă spun, binecuvântarea aceasta vorbește și despre părtășia pe care o avem noi unii cu alții. În al doilea, de fapt în al patrulea verset pe care l-am citit, având în vedere, zice Pavel, că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Căci toți luăm o parte din aceeași pâine. E mare binecuvântare să știi că faci parte dintr-un trup. Nu știu dacă v-ați imaginat vreodată cam cum ar fi fost să veniți în Canada, într-o țară străină, în căutarea unei pâini mai bune, mai albe, mai moi, mai speciale, și să vă treziți dintr-o dată printre străini. Să n-aveți pe cineva care să vorbească aceeași limbă, care să împărtășească aceleași valori. Eu vă mărturisesc și eu fac cu curăție de inimă. Dacă venind în țara aceasta aș fi găsit un oraș foarte frumos, cu o economie înfloritoare, dacă aș fi avut aici oportunități pe care nu le-am visat în România, dar dacă în orașul acesta n-aș fi găsit o biserică, un grup de credincioși care să-L iubească pe Domnul și în mijlocul cărora să mă pot integra și eu, vă spun că n-aș fi rămas prea mult în locul acesta. Iarna e aspră și mie nu-mi place iarna, cu zăpadă, cu gheață, cu toate celelalte. Dar am trecut peste lucrul ăsta. Dar vă spun categoric, dacă n-ar fi avut Domnul un popor al Lui în cetatea aceasta, eu n-aș fi stat, mai niciun an poate n-aș fi stat în cetatea aceasta, oricât de frumos ar fi fost în locul stăzi colite cu aur. E mare lucru să poți avea părtășie cu Sfinții Lui Dumnezeu. E adevărat că suntem departe de a fi desăvârșiți. Dar suntem pe drumul spre desăvârșire. Iubim același Domn. Ne hrănim cu aceleași învățături din Cartea Sfântă. Ne îndemnăm unii pe alții. Ne mai mustrăm unii pe alții. Dar suntem dincolo de toate frați, slăviți să fie Domnul. E o mare binecuvântare. Și cina Domnului ne aduce aminte că suntem chemați să facem parte din același trup. Acum, în trupul acela, mădularele au funcții diverse și ceea ce a pus Dumnezeu în tine, darul pe care l-a pus Dumnezeu, este de folos celorlalți din trup. Nu-l poți păstra pentru tine. Și darul pe care Dumnezeu l-a pus în frații tăi, în surorile tale, îți este ție necesar și de folos. De aceea se împletesc toate armonios în trupul lui Hristos atunci când noi ne împărtășim și facem lucrul acesta după voia lui Dumnezeu. Așa cum îi place lui, slăvit să fie Domnul. Amin. Frații mei, surorile mele, despre lucrul acesta ar fi multe de spus. Aș vrea să vă spun că trebuie să ne rugăm tot mai mult pentru unitatea Bisericii.
Și marți seara la rugăciune am adus subiectul acesta în discuție și cineva mi-a spus, frate, amintește des, fraților, că e important să ne rugăm pentru unitate. Domnul mi-a cerut de multe ori unitate în cuvinte de prorocie și atunci pe mine mă miră să aud că unii dintre noi vin și spun, hai să mai rupem o bucată, să mai facem pe nu știu unde și colo și dincolo și dincolo. Imaginați-vă, nici acolo nu se face treabă bună și aici lucrarea suferă. Nu suntem atât de mulți încât să ne împărtășim acum în toate regiunile din oraș. Eu cred că trebuie să strângem rândurile. Eu cred că trebuie să fim uniți. Eu cred că trebuie să punem darurile pe care Dumnezeu le-a așezat în noi, în slujba semenilor noștri și să căutăm să întărim această unitate pentru că suntem chemați să funcționăm ca un grup. Oare o mână poate supraviețui singură? Oare un ochi se poate descurca de unul singur? Nici vorba. Ele toate reușesc să meargă înainte, să-și continue existența atunci când funcționează împreună. Și ochiul nu funcționează doar pentru el, ci pentru tot trupul. Și mâna lucrează nu doar pentru ea, ci pentru toate mădularele trupului. Și așa suntem chemați să funcționăm și noi slăviți să fie Domnul. Amin. O altă binecuvântare majoră pe care o căpătăm prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului este viața din Dumnezeu. Nu mă refer la viața aceasta biologică, de aceasta o parte toți semenii noștri care mișcă, în care funcțiile vitale funcționează bine. Mă refer la viața din Dumnezeu, la viața aceea spirituală pe care trebuie să o avem în călătoria pe pământ și care se continuă cu viața veșnică dincolo de hotarul numit în Biblie moarte. Despre lucrul acesta a vorbit foarte limpede și foarte clar Domnul Iisus într-una din predicile sale. Doar Evanghelistul Ioan consemnează vorbirea aceasta și mă surprinde că numai el. În capitolul 6 al Evangheliei sale, Domnul Iisus, Ioan cuprinde cuvintele Domnului Iisus care le-a spus ascultătorilor săi, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și dacă nu bea sângele meu, nu are viața. Asta înseamnă că dacă cineva mănâncă trupul Domnului Iisus și bea sângele Domnului Iisus, are viața. Ascultătorii lui de atunci însă au fost foarte deranjați de cuvintele acestea pentru că le-au luat așa în chip firesc și cea mai mare parte dintre ei s-au depărtat. Au spus, cuvintele acestea sunt prea de tot. Cuvintele acestea însă ascundeau în ele o făgăduință extraordinară. Ucenicii Domnului au rămas. Nu le-au înțeles nici ei atunci. Domnul s-a uitat la Petru și l-a întrebat, voi nu vă duceți? Și Petru, inspirat și atunci de Duhul lui Dumnezeu, zice, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Vin și spun în dimineața aceasta încă o dată, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, atunci când o facem așa după cum îi place Domnului, asigură în noi viața. După cum pâinea aceasta fizică întreține viața trupului, pâinea aceasta spirituală, azima aceasta care reprezintă trupul Domnului Iisus, întreține în noi viața spirituală. Uitați-vă la cei care de ani de zile nu se mai împărtășesc. I-ați văzut cât de vulnerabili sunt la orice presiune din afară, la orice ademenire din partea lumii? N-aș vrea să dau exemple, deși aș putea să dau. N-aș vrea să dau exemple. Vreau să spun doar un lucru cu privire la aceasta. Atunci când ne împărtășim, din viața Domnului Iisus curge ceva în noi. E seva aceea care leagă mlădițele de viță, că dacă n-ar fi acea legătură, mlădițele și-ar pierde viața. Viața din Dumnezeu este întreținută în noi și prin participarea la cina Domnului. Doamne, binecuvântă-ne și cu aceasta. Un ultim lucru pe care aș vrea să-l amintesc aici, deși s-ar putea spune multe altele, este vindecarea. Vedeți dumneavoastră, boala nu a fost niciodată inițial în planul lui Dumnezeu pentru om. Boala și suferința au intrat în lumea aceasta odată cu păcatul. Când primul om, protopărintele nostru Adam, a deschis ușa păcatului, odată cu păcatul pe ușa aceea a intrat și suferința. Și de atunci tot ce vedem, toate de acolo se trag.
Ce vreau să spun este că într-o lume marcată puternic de suferință, de boală, Dumnezeu a oferit omului un colac de salvare. Prima dată a vorbit Dumnezeu despre vindecare în mod explicit, după ce poporul său a trecut Marea Roșie. I-a izbăvit la Marea Roșie de egipteni și după aceea veți găsi în Exod, capitolul 15, versetul 26, că Dumnezeu le spune evreilor, poporului lui, dacă voi veți asculta, eu pe voi nu vă voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni. Pentru că, spunea Dumnezeu acolo, în finalul acelui verset 26, eu sunt Domnul care te vindecă. Eu sunt Domnul care se ocupă de bolile tale. Și de-a lungul celor 40 de ani cât au umblat prin pustie, dați-mi voie să vă spun că n-au întâlnit niciun Jean Coutu, niciun Farmaprim, niciun medicament. Dar Domnul era acolo, gata să vindece. Slăvit să fie Domnul. Amin. În istoria Vechiului Testament, atât cât este cuprinsă în cele 39 de cărți, sunt menționate câteva situații în care Dumnezeu a intervenit și și-a proslăvit numele, arătând că are puterea să vindece. Cele mai multe dintre vindecări le-a făcut Dumnezeu în poporul Lui, cu câteva mici excepții. Și vă amintiți probabil de o excepție de felul acesta, Naaman Sirianul. Nu era din poporul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu i-a făcut și omul acestuia parte de o vindecare. Nici un medicament din lume nu îți putea scăpa pe Naaman, dar cuvântul Domnului, ascultat ad literam, l-a scăpat. Slăviți să fie Domnul! Însă Dumnezeu a avut în vedere ceva mai mult pentru noi. Lui Isaia i s-a descoperit și Isaia scrie în 53, versetele 4, 5 și 6, Domnul Iisus a purtat în trupul Său păcatele noastre, fără de legile noastre, că a fost răpuns și a fost zdrobit pentru vinovăția noastră și Isaia mai spune un lucru pe care nu știu dacă l-a înțeles atunci. Prin rănile Lui sunteți vindecați. El știa că vorbește despre robul Domnului care avea să vină. Același profet în capitolul 61 cu versetul 1 rostește un cuvânt pe care Domnul Iisus abia să-l repete într-una din predicile sale în sinagoga din Nazaret. El a spus, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită. Aici este vorba despre o vindecare a sufletului. Pentru că dați-mi voie să vă spun, trăim într-o lume în care suferința atinge și trupul, atinge și sufletul. Pentru trup se mai găsesc leacuri alinătoare, dar pentru problemele bolilor sufletești, medicina omenească este cam neputincioasă. Îi anesteziază doar, cu niște medicamente așa. Domnul Iisus și-a început lucrarea sa spunând, am fost trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită. Când și-a început lucrarea, el a făcut o grămadă de minuni. Ioan spune în Evanghelia sa că este cu neputință ca toate acele lucrări, toate acele minuni făcute de Domnul Iisus să poată fi scrise vreodată. Erau prea multe. Din acele prea multe, cea mai mare parte o reprezentau vindecările, pentru că Domnul a avut milă, compasiune față de cei care suferiau. Au venit la Domnul Iisus cu tot felul de boli și de neputințe. Am citit cu atenție Evangheliile și am văzut că toți cei care au fost aduși la Domnul au căpătat vindecare. Și în cele patru Evanghelii, citind cu atenție, n-am găsit nici măcar un caz, nici măcar o situație în care să-i fi spus Domnul cuiva, uite, am încercat pentru tine tot ce am știut eu, tot ce am crezut că ar merge și nu a mers, îmi pare rău. Nimeni n-a plecat de la Domnul neatins, nevindecat. Prin rânile Lui suntem tămăduiți. Și în dimineața aceasta aș vrea să vă spun, dragii mei, am cunoscut și cunosc persoane, frați și surori, tineri și mai puțin tineri, care la cina Domnului, fiind bolnavi în trup, s-au atins de Domnul și Domnul s-a atins de ei și i-a vindecat, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă spun o veste bună. Vindecarea aceasta mai funcționează și astăzi. Eu nu știu care sunt problemele, dar știu că acela de care ne apropiem la cina Domnului are putere să vă tămăduiască.
are puterea să rezolve orice boală și orice neputință din trupurile voastre. Dar trebuie să ne apropiem așa cum îi place Lui. Eu cred că săptămâna dinaintea împărtășirii cu trupul și sângele Domnului este o săptămână marcată de luptă. Parcă mai intensă decât celelalte 3 săptămâni sau 4 săptămâni de dinainte. Asta este o săptămână de luptă. Oare nu vă pune pe gândul lucrul acesta? Există cineva care vrea din toate puterile să vă facă să stați deoparte, să nu întindeți mâna. Și înțelegând acest lucru, ar trebui să faceți tot ceea ce atârnă de voi. Ca să puteți să întinde mâna. Să căpătați binecuvântarea. Este binecuvântare în împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Nu stați nepăsători față de lucrarea aceasta. S-ar putea să vină o vreme, dacă ați stat nepăsători față de lucrarea aceasta, s-ar putea să vină o vreme să bateți cu disperare la ușa îndurării și să nu vi se răspundă. Mă bazez când spun acest lucru pe cuvintele scrise de înțeleptul din vechime în cartea Proverbelor. Înțelepciunea îi chema pe oamenii acolo și oamenii voiau să asculte mai multe nebunie. Și spunea înțelepciunea, va veni o vreme când voi mă veți chema și nu vă voi răspunde. De aceea, sfatul meu, pentru toți, este câtă vreme Dumnezeu vă cheamă, câtă vreme vă este binevoitor, nu stați nepăsători. Cei care aveți dreptul să vă împărtășiți, nu lăsați să treacă vreo ocazie de felul acesta. Pierdeți binecuvântări mult. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Mă face o rugăciune, mă uit la ceas, timpul a spunit nu bine să cred cum zboară atât de repede. De vă rugat înaintea Domnului să destăvârșească El pregătirea noastră. Nu știu cât de mult ați fost preocupați să vă curățiți, dar aș vrea în dimineața aceasta cu lacrimi să venim înaintea Domnului să ne curățească El. După ce vom face această rugăciune, cu fratele Mircea ne vom ruga pentru binecuvântarea zimei și a rugului Viței și după această rugăciune, cei ce se împărtășesc, rămân pe genunchi, se roagă Domnului, iar ceilalți care nu se împărtășesc, se vor ridica și vor ocupa locuri pe scaune. Să ne plecăm la Dumnezeu.